Astăzi a sunat din nou clopoțelul pentru toți elevii care au revenit în băncile școlii, însă nu doar școala a început astăzi. After School AOA și-a deschis din nou porțile pentru cei mai cuminți copii. Un centru de educație și activități recreative care pune copiii și pasiunile acestora pe primul loc, oferind un mediu sigur în care cei mici să se dezvolte armonios. Noi doi, deloc diferiți, noi doi, vrei să fim iubiți, te simt atunci. Atunci când vrei să zbori, că știu cum e să urci, dar și să cobori. Pentru că astăzi a început noul an școlar, AOA After School și-a deschis larg porțile cu o petrecere pe cinste pentru micuții dornici să înceapă cursurile și activitățile din cadrul acestuia. Însă totul a început cu o ceremonie religioasă susținută de 3 preoți, totul pentru ca noul an școlar să aibă roade pentru micuții din cadrul After School-ului. Pentru ca să trimită asupra școlarilor acestora Duhul înțelepciunii și al înțelegerii și să le deschidă mintea și cugetul, și să le lumineze inima lor spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să sădească în inima lor începutul înțelepciunii, frica sa cea dumnezeiască, și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, și să lumineze mintea lor ca să se abată de la rău și să facă binele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mai eficientă decât orice bonă, soluția After School, cea mai modernă alternativă educațională, și-a făcut loc și pe piața severineană, devenind unul dintre cele mai căutate servicii de către părinții care nu au timpul necesar. Pe lângă procesul educațional, care nu este deloc neglijat, punându-se accentul pe limbile străine, copiii se distrează prin tot felul de activități recreative și interactive. Copiii au fost extrem de încântați de redeschiderea After School-ului AOA, iar asta s-a putut observa din zâmbetele de pe chipurile lor inocente. Andreea, spre exemplu, este o tânără talentată care, pe lângă rezultatele excepționale la învățătură, este extrem de pasionată de tot ceea ce înseamnă muzică și dans. Foarte frumos! Îmi place foarte mult, ne distrăm, facem activități. Ce activitate îți place cel mai mult? Să dansăm și să ne distrăm. Să înțeleg că ți-ai făcut mulți prieteni aici. Da, mi-am făcut foarte mulți prieteni. Ai fost și pe vară aici la After School? Da, am fost și pe vară. Și cum a fost vara aici? Frumos, ne-am distrat, am mai dansat, am cântat. Deci este altfel în colectivitate când vă strângeți cu toți. Da. Am văzut totodată că ai o pasiune și pentru cântat. Cum ți-ai descoperit această pasiune? De când eram mică, am văzut pe fratele meu că a cântat și la pian și la vioară și cu vocea. Și când eram mică, am zis, nu să încerc și eu. Și am încercat și eu și așa am ajuns eu până acum. Și că și la pian și la vioară și cu vocea. Și... Vrei pe mai departe să ai o carieră în acest domeniu? Da. Și ai putea să spui, ai un exemplu în minte sau ai vrea să ajungi ca cineva? Eu vreau să ajung ca Iuliana Berogă. M-am întâlnit odată cu ea când am avut concert. Și îmi doresc să stau o zi între acuia, să fim prietene. After School AOA este locul preferat al copiilor. Aici se simt incluși în colectiv, interacționează și formează relații de calitate cu cei din jur, au responsabilități, sunt creativi, învață cu plăcere. Și cum ți se pare ție locul acesta? Frumos! Ce-ți place cel mai mult să faci? Să mă joc. Cum ți se pare ție aici la After School? Frumos! Ce activități faceți voi aici? Învăț carte. Că vă și distrați foarte mult. Da. Ai făcut mulți prieteni? M-am făcut vreo unul. Și ce îți place cel mai mult aici? Să merg cu bicicleta, să învăț. After School nu este o modă, ci este o necesitate în țara noastră. Copilul trebuie să-și petreacă cât mai mult timp în colectivitate. De asemenea, un astfel de program este o ocazie ideală pentru copil de a socializa. E prima zi de școală în care porțile școlii se deschide larg peste tot, la nivel național. În jurul nostru se simt bucuriile, se simt emoțiile copiilor și inimile cum vibrează de nerăbdare să intre în clasă. Suntem aici la After School AOA,
Copiii sunt foarte bucuroși, nerăbdători să începem să lucrăm. Începem printr-o mică petrecere în care sărbătorim începutul anului școlar și totodată menționez și țin să urez tuturor copiilor un an bun, plin de succes și multe, multe bucurii și realizări. Acest after school a fost creat din dorința ca cei mici să se simtă apreciați într-un loc special pentru ei. Inițiatoarea acestui concept nu doar că deține business-ul, ci se și implică cu tot sufletul în tot ceea ce înseamnă educarea copiilor. De asemenea, aceștia au un loc special amenajat și în aer liber, unde pot practica diverse activități recreative. Copilul tău merită ce este mai bun. Este premisa de la care a pornit conceptul dezvoltat de AOA After School, un spațiu dedicat școlarilor unde cei mici își fac temele, participă la ateliere de dezvoltare personală și experimentează lucruri noi.